Salutare, oameni, și am găsit un episod din Brawl Stars. A băgat Big Game Flip, vreau să-l încerc, că la trecut am jucat celălalt boss, să zic așa. Acum bossul nu mai e un AI, este un player și în ce am înțeles, am mai reușit să mai joc un pic, am făcut rank pe ea, numai că nu am reușit să fac prea multe upgrade-uri. În shop aveți Hog Rider Carl, care e simpaticuț. Barba asta e ridicolă. Baneta și a mai fost. Asta e drăguț. O rățușcă, aș vrea să fie un dodge. Maple Belly a mai fost și ăștia doi care încă nu s-au schimbat. Cam atât avem un shop și aici să-i dăm drumul cu un eveniment. Și da. Să vedem cum va decurgem. Așa. Oh, mamă că suntem. Mam, dă-te așa cum am explodat. Mamă că de la peste se mișcă. 82, 81. Unde? Bă, l-am scăzut la 70% în 30 de secunde, nu e rău. Putea fi mai bine, ce-i drept. Te bate tureta, bossule. Nu fugi. Se reface viața, ce naiba? Asta mi se pare. Ce-i dă tureta aia? Ah, mamă, 2070 damage. 1 minut 05. Hai să vedem. Pus tureta acolo. Mamă, cum trag turetele aia, Daniel. Mă dau în spate. Turetele alea își fac treaba super bine, 7000. Deci pe 7300. Încă puțin. Dați finish. Ai, 1 minut 39. Mamă. Big Brother difficult. A că a fost bine prima rundă, să zic așa. E bufat bine, gen fugi și rapid, are multă viață, dă mai mult damage și n-a ca să fie egal oarecum și era. Am atâția versus el. Bun, hai să jucăm un gem. Să vedem cum va decurgem. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu. Ce părere ai? Double kill. Nu oricum. Aproape am murit-o. Mă, ce tare dau la fete. Au! Oh, a venit și cu echipierul nostru pe jumătate de ori de meci. Ai făcut exact boss. Nu, no! Am explodat și eu. Așa, colectez. Au murit 2. Am 6. Are 9, sărăcie asta. Și ce să-i fac? Să-l omorâm pe ăla cu 9, frate.
Încercăm să-l scoatem de acolo. Am reușit. No! Nu se face. Avem 10. Vezi că te bate tureta, bossule. Ce ai făcut, bossule? Am furit de astea. Am timp să fugim. Avem 8. Nu cred. Și eu sunt la 8. La naiba. Trebuie să-l mărăm iară pe prostul ăsta care fuge. Mamă, ce mă obosește. Avem și noi 10, cum facem? Chiar 12. Știi că cine are mai multe? Lel. Aici stau. Nu le-o mor. Matchover 14. Mamă, ce mic intens. Chiar a fost echilibrat un fel de... Am luat star player. Mulțumesc, mulțumesc. Rank 7. Am nevoie de... Nu vrei să fac upgrade, am nevoie de rank. Așa, uite, am câștigat ăsta. 25 de puncte unde vreau să le bag. Am înțeles, am înțeles. Tocmai ce m-am plâns că nu-i fac upgrade. Ok. Upgrade. Stai, upgrade. Așa. Ușor, ușor. O creștem și pe GC. Hai să facem și un heist. Și pe aia vom termina. Pe ăsta trebuie să-l pierd, teoretic. Am câștigat două. Dacă câștig și pe ăsta sunt mare boss. Nu știu că încotra Fabian. Ah, nu mi-am să rău bun pe drumul. Merge și ăsta, e fun. La ce range a tras ăla, frate? Dar asta ce face? Scuză-mă. Păzește. Nu e afacere. Asta e bot. Uitați-vă, se mișcă default ca să nu stea AFK. Nasol, ce să zic. Na, mă jucăm în... Bine, și tot îi joacă. Nu știu ce să zic, e puțin ciudat. Tancul ăla trebuie să reste puțin mai bine. L-am bubuit pe unul. Ah, turreta aia nu reste deloc, e one shot. Na... Am apucat să dăm damage noi față de el. Ei n-au apucat, deci. Mori! Na, ce ai făcut? Stau și o defend? Ia le stau defend că sunt cu turretă, el a trebuit să ducă care are o altă viață. Da. S-a băgat tankul, dă-te așa. Trage turita, frate. Faza e că avem 88, iau mai puțin, deci... Și acum pierdem. Nu, no, 89 la 81. Ba, am avut ăsta care a jucat ciudat, nu știu, nu-s de acord neapărat cu playerul, dar e important că am câștigat, dar nu din cauza lui.
să zic așa frumos. Cam atât pentru episodul de azi, sper că v-a plăcut și până la următoare. Ei, stai așa. La revedere, pa, pa.